Hai noroc, mă băieți, bine v-am regăsit la un nou episod de Samp, frații mei aici pe zonă cu toții. Multă lume se întreba, băi Suspi, mai trăiești? Uite aici, fratele, e pe zonă, trăiește, e rupt în cârcă de la muncă. Băi, în primul rând, înainte să începem episodul, și înainte să vorbim despre ceea ce vedeți în titlu, eu personal vreau să încerc scuze, chiar vreau să încerc scuze față de voi, pentru că am fost chiar puțin nesimțit, la modul, frate, n-am mai postat, dar nici n-am anunțat că nu o să mai postez o perioadă de timp. Nu am avut un motiv anume să zic, doar timpul era limitat. Efectiv, fiecare oră mi era calculată să prind, să... Nu, no, deci... Probabil ați văzut și în clipurile lui Lolex că eu am două joburi. Înțelegeți? Și, fraților, prin două joburi să mai ai timp și de calculator e foarte greu. Să pleci dimineața la 5 de acasă și să ajungi acasă încă o dată pe la 2 după masă, într-adevăr, de-abia să mănânci acolo în grabă, să te schimbi și ai plecat la al doilea job. Și al doilea job, terminam programul pe pizza, nu știu, undeva la 1, 1 în cazurile bune, la 1 noaptea. Ei, fraților, și aia pucam și eu să dorm cam 3 ore jumate pe noapte și na, o altă zi și o altă zi și o altă zi și o altă zi și o altă zi. Bun. După cum vedeți în titlu, este vorba de imnul Earth. Nu știu câți din voi, dintre voi mă aveți pe Snap, pe Snapchat. Am pus acolo un promo de la înregistrări. Fraților, se anunță treabă șmecheră. Acum pot spune oficial că este în lucru. Piesa este pe jumătate trasă, e tot ce trebuie. Va suna, chiar va suna. Hai să facem aici un pic de gălăgie. Salutați, YouTube, tot că filmez. Hai să vedem. Am scris II, e ok. Ah, un salut, salut Suspi. oamenii dorm. Uite, uite-i. Am scris II în alfabetul dracu. Pula mea de prostul dracu cius. Așa. Da, fraților. Stați o secundă să vă arăt eu cea mai nouă veste, cea mai nouă șmecherie. Fii atent aici. A? Ia uite, tati. LSPD, corespunzător aferent. Se vede acolo frumos rank 2 și avem rank 6 în clanul Street Killers. Acest clan este în top 3, pe locul 3, 100 din 100 membri. Deci, momentan nu mai sunt locuri pentru a intra în acest clan. Dacă se vor elibera, nu știu, mai mult de 4-5 locuri, voi anunța în următorul episod și așteptăm cereri, desigur, asta dacă doriți și voi. Bun. V-am cam explicat și de imn. Ia să vedem. Quests. Ce faci, Suspi? Filmează! Mi-a plăcut imnul OG Times. Urmează imnul... Opa, era să fiu Earth. Cloud, scuze, nu Earth. Așa. Avem acolo un Wanted Players. Da, vedeți? După cum puteți observa, am și cop CMD by Icecall. Este treabă bună. Bă, când pui episodul? Cum termin de filmat? Da, este 19:35. Am avut, băieți, băieți, timp. În sfârșit am și eu un weekend liniștit, cu care, desigur, să-l petrec alături de voi. Da, este 8 fără 25. Filmez. Nicio problemă.
Dacă la acest episod vom face până mâine, la ora 15, ora 3 după masa, dacă vom face, fraților, peste 150 de vizualizări, fraților, mâine ne vedem cu un nou, episod. Și să vă mai dau o bombă. Suspect of... Opa, nu. Suspi Gaming. Așa. Vreau să vă mai anunț, fraților, încă o treabă. Astăzi suntem în 28. Fraților, vinerea care vine... Deci, vineri, la ora 16, ora 4 după masa, fraților, atenție mare, voi face primul live de pe acest canal. Deci, voi face primul live de pe acest canal. Nu o să știu cât o să dureze, nu o să dureze puțin în orice caz, iar acolo aveți posibilitatea, fraților, să mă întrebați absolut orice, voi fi live cu voi. Am să vă răspund la orice întrebare, nu o să fie niciun fel de problemă, pot să fie orice, orice fel de întrebare. Acolo, fraților, vorbesc cu voi, ne jucăm, râdem, fraților. Deci să rețineți, vineri, ora 16, Suspi, a.k.a. Ertogi Times, mă facă primul live de pe acest canal. Vă aștept acolo pe toți. Un număr cât mai mare, desigur, să ne distrăm, să ne jucăm samp, să vedem ce și cum, să facem niște raport, tot ce trebuie. Ca să vedeți că nu vă mint, puteți intra pe forum să vedeți cererea mea de inactivitate. Deci nu că, bă, vai că sus pe ăsta se joacă non-stop și nu are el chef să filmeze. Nu, fraților, credeți-mă că îmi place foarte, foarte mult să filmez și să-mi arăt muianul în fața voastră, să râdeți, să, na, poate vă fac să râdeți, poate nu, până la urmă urmei omul are libera alegere, nu, și se uită la ceea ce vrea el și la ceea ce îi place și la ceea ce îi convine și orice. Încă un lucru de menționat, pe live o să vă fac niște dezvăluiri din viața mea personală, poate, nu știu... Câțiva dintre voi știu deja ce este. N-o să vă spun mai multe amănunte. O să aflați vineri la ora 16 pe live. Efectiv, chiar mi s-a schimbat viața dintr-un singur motiv. O să vă și explic. Sunt... acum pot zice, bă, am 20 de ani, dar, bă, am devenit matur. Și o să vă și explic pe live de ce și cum s-a întâmplat și tot. Până atunci eu o să bag muncă și voi până pe data viitoare să rămâneți cu acest episod, fraților. Da, ziceam de quests, aoleu, cumpără viață de la paramedici de 3 ori, dar sunt on duty, nu am paramedic pe aici. Merg cu taxiul 3 locații diferite. Astea cam durează. Deci am cam zis, fraților, cam tot ce era de zis. Și încă o dată chiar vreau să încerc scuze așa cu facecam, cu toate cele, chiar vreau să încerc foarte, foarte încerc scuze enorme și regrete pentru faptul că n-am mai postat și nu neapărat pentru faptul că n-am mai postat, dar și pentru faptul că nu am anunțat că o să postez. Poate câțiva dintre voi chiar așteaptă să pun episoade noi, să poate râdeți sau așa, n-am niciun fel de probleme, eu încerc aici să fac treabă cât mai bună. Știu că nu mă compar la nivelul pieței, să zic așa, de youtuberi, dar totuși, nu, e o încercare, e o provocare nouă, pot să încerc, se poate învăța. Asta depinde doar de mine, dar în schimb... Trebuie să vă spun un lucru foarte, foarte important. Băi, fraților, pentru a face treaba asta ai nevoie de foarte, foarte, foarte mult timp liber. Adică, frate, e greu, mai ales până te urci și până promovezi și ajungi la un anumit nivel. E foarte, foarte greu, fraților, să reușești și mai ales să trăiești din treaba asta.
Da, până atunci eu nu cer la mami și la tati, eu mă duc pe cont propriu, fraților, am 20 de ani, nu mai sunt copil de 10 ani, 9 a 10 ani de țâță, mami dă-mi, mami fă-mi. Deci asta e pur și simplu pe cont propriu. O să discutăm pe live și de mașină și de na, ce planuri de viitor am. Dar na, până, deci până pe vineri ora 16, fraților, rămâneți alături de acest episod și ne vedem pe live. Ei, eu, motherfucker, vă iubește fratele pe toți acolo și pe toate, în caz că avem poate și persoane de gen feminin. Și până vineri, fraților, numai bine, v-am pupat! Ei, iau!